Producătorii de miere cer schimbarea legislației astfel încât să le fie mai ușor să își valorifice produsele. Apicultorii se plâng că mierea românească, certificată de Asociația Crescătorilor de Albine din România, lipsește cu desăvârșire din marile lanțuri de magazine, pentru că retailerii impun discounturi extraordinar de mari, de până la 50%. Așa că pe rafturile magazinelor acum găsim miere adusă din China, eventual amestecată cu miere românească. Și așa se explică și prețul mic, adică 8-9 lei pentru un borcan de 1 kg de miere. Important este să nu se mai amestece miere, să se spună, asta e miere din România, asta din China, și să lăsăm consumatorul să aleagă dacă vrea acel produs, indiferent de unde o veni. Din păcate, consumatorul se uită la preț, nu știe dacă e sau nu miere. Vreau să informez apicultorii și consumatorii că există în dezbatere în Parlamentul României legea apiculturii, în care am solicitat să nu se mai facă această cupajare, dar nu e posibil, pentru că directiva europeană permite acest lucru. Am solicitat însă obligativitatea de a trece pe etichetă țara de proveniență a mierii și procentul de amestec, astfel încât consumatorul să aleagă el ceea ce dorește să consume, a spus la Târgul Național al Mierii Ioan Fetea, președintele Asociației Crescătorilor de Albine. În astfel de condiții, singura soluție care le rămâne apicultorilor e să își vândă mierea la târgurile țărănești sau la expozițiile de profil. Această femeie, de exemplu, este producător de miere și produse apicole de 7 ani și tot de atunci vinde miere la târguri. De pildă, în weekend a fost la zilele recoltei în Cluj-Napoca. Am un sortiment care vi-l și arăt acum. Este vorba de mierea de mană din Mugur de Brad. Este cel mai căutat, este cel mai scump și e singurul sortiment de miere care nu conține polen. Este mierea pură, de fapt. Producția de miere din acest an se ridică la 17-18 mii de tone și este mai mare decât anul trecut, potrivit apicultorilor. Iar mierea de salcâm este cea care a salvat sectorul în 2018. Un român consumă în medie 500-600 de grame de miere pe an. Puțin, dacă stăm să ne gândim că în Olanda și Belgia consumul de miere este de 1,5 kg per cap de locuitor. În Germania este de 2 kg per cap de locuitor, iar cei din țările nordice consumă chiar și 3 kg de miere pe an.